intrați cu bucurie în lumina sa îmbrăcat. Cântă și vestește lumii, Domnul slavei iar viat. Aleluia, 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 aleluia. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, pacea să fie cu voi. Iubiți credincioși care sunteți în comuniune cu noi cei din Catedrala Romano-Catolică din Iași, continui catehezele pe care le-am început alaltă ieri seară și le voi continua până în săptămâna de după Rusalii. Reamintesc, voi face în fiecare săptămână câte două cateheze, la începutul fiecăreia, după un cântec de Paște, cum ați auzit și puțin mai înainte, vom crea atmosfera propice pentru reflecție, pentru meditație, pentru a beneficia cât mai mult din punct de vedere spiritual de aceste cateheze, învățături ale Bisericii. De aceea vom invoca pe Duhul Sfânt cu lumina și cu darurile sale pentru ca să facă rodnice aceste cateheze spre binele nostru și al întregii Sfinte Biserici. Care prin luminarea Duhului Sfânt ai învățat inimile credincioșilor tăi, dă-ne, te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos, Domnul nostru. Continui așadar cateheza începută alaltă ieri seară, când v-am explicat și o spun și acum, voi face și în seara aceasta câteva noțiuni introductive pentru ca apoi când vom intra cu fiecare părticică a Sfintei Liturghii pentru a o explica și a medita asupra conținutului ei așa de mare și profund, câteva lucruri practice acum. Sigur, n-am reușit să le ating pe toate, mi-au mai scăpat unele lucruri, dar pe măsură ce vom intra cu detalii în meditarea jertfei Sfintei Liturghii, voi completa atunci. Spre exemplu, făceam referință la altar și vă spuneam că masa de altar, masa de jertfă, este obiectul cel mai important din biserică, pentru că acolo Iisus reînnoiește prin preot jertfa
de pe calvar și vine în mijlocul nostru sub chipul pâinii și al vinului. Ceea ce n-am precizat data trecută, altarul se recomandă să fie imobil, adică fix, construit din marmură sau din beton, dar căptușit cu marmură. Se recomandă la fel să fie masa de altar, dacă se poate, monolit dintr-o singură bucată. Și aceste altare din bisericile noastre care sunt fixe, ele sunt și consacrate de episcop, o ceremonie specială. Mulți dintre dumneavoastră ați participat la consacrarea altarului și sfințirea unei biserici. E un ceremonial special. Episcopul, cel care consacră, rostește rugăciuni speciale, invocând de la Dumnezeu binecuvântarea Lui, pentru ca pe această masă de altar, pe care Fiul Său, Iisus Hristos, reînnoiește mereu jertfa de pe calvar în mod nesângeros, să fie primită și toți cei care participă la Sfânta Liturghie să culeagă cât mai multe roade sufletești. Altarele care sunt din lemn sau care sunt mobile, acelea nu sunt consacrate de episcop. Asta nu înseamnă că liturghia care se celebrează și ospățul sfânt nu sunt la fel de valabile. Ba da, dar se recomandă. De asemenea, voiam să mai subliniez și o voi spune acum, poziția corpului, a trupului nostru la Sfânta Liturghie. Și acest lucru are importanță mare, pentru că ați sesizat, sunt momente în care stăm în picioare, momente în care ne așezăm și momente în care stăm în genunchi. La fel, momentul împărtășanie, când venim în procesiune, toate au semnificația lor și poziția în picioare, care exprimă demnitate. Când stai în fața cuiva, nu te culci. Stai frumos în picioare, cu demnitate și îl respecti pe cel care, în fața căruia te afli, pentru că este mai mare decât tine. Poziția în genunchi este singurul moment la prefacere, când se stă în genunchi. Asta înseamnă adorația pe care noi o aducem aceluia care vine pe altarul nostru, adică lui Iisus, Dumnezeu adevărat, ca și Tatăl, ca și Duhul Sfânt. Și în fața lui Dumnezeu, poziția cea mai frumoasă este aceea de adorație, în genunchi. Mai este și poziția de prosternare. Biserica o practică o singură dată în timpul anului, așa cum ați observat în Vinerea Mare, când preotul se prosterne la pământ, la fel la consacrarea preoților, a episcopilor, a diaconilor, în cadrul celebrării, candidații la un moment dat se prosternă, se întind la pământ, în semn de adorație profundă, pentru ca apoi să primească de la Dumnezeu darurile sale, episcopatul, preoția, diaconatul. Este poziția așezată, cum sunteți acum cei care sunteți în catedrală, în timpul Sfintei Liturghii, atunci când se citește prima lectură și a doua lectură din Biblie, în cadrul liturghiei. De asemenea, atunci când se ține predica, stăm așezați. Este poziția cea mai frumoasă în care vrem să arătăm, stau ca la școală, copiii, elevii, studenții, la fel, în timpul orii, stau așezați pe scaun și ascultă, urmăresc cu atenție ceea ce le predă profesorul. Aici profesorul este însuși Iisus Hristos,
care vorbește prin gura celebrantului, al predicatorului. Și noi stăm frumos așezați, cu demnitate, și ascultăm învățătura lui Iisus. Este poziția apoi cu a mâinilor, dacă ne referim la ele. Vedeți, chestiuni practice și vreau să le subliniez acum ca să nu mai revin pe parcursul catehezelor pe care le voi începe propriu-zis săptămâna viitoare. Este important să știm și aceste lucruri practice, detalii, dacă vreți, pentru ca participarea noastră la Sfânta Liturghie să fie cât mai rodnică, cu cât mai mare folos sufletesc. Deci și mâinile, cum le ținem în biserică? Este poziția cea mai frumoasă, cu mâinile împreunate. Altădată poate avem o geantă, poate avem ceva în mână, o carte, și nu putem ține împreunată mâinea, ținem numai o mână în dreptul pieptului, cealaltă ținem geanta sau cartea sau ce altceva dacă mai avem la îndemână. Este apoi poziția mâinilor în forma aceasta. Este și ea frumoasă și demnă. Este și poziția de drepți. Putem sta și în poziția aceasta. Foarte important este cu ce gând participăm noi la Sfânta Liturghie, chiar ținând cont de poziția corpului. Nu prea sunt de acord cu poziția cu mâna la spate, am mai văzut în Occident. Și mulți care vin, au și împrumutat de acolo, venind la Sfânta Împărtășanie cu mâna la spate. Pentru noi românii nu merge. Noi în România interpretăm altfel, semn de indiferență, de răceală, stai cu mâna la spate. În fața lui Iisus, Regele Regilor, Mântuitorul unic al omenirii, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să adoptăm altă poziție din cele pe care vi le-am explicat. La fel să țineți cont atunci când veniți la împărtășanie. Procesiunea aceea are o importanță deosebită și ea vrea să arate că noi cât suntem pe pământ, suntem călători, peregrini, ca și poporul ales când a ieșit din țara Egiptului și se îndrepta spre Canaan, în procesiune, în mers. La fel, noi toți suntem, cât trăim pe pământ, într-un continuu pelerinaj spre patria cerească, pentru că noi nu avem locuință stabilă aici pe pământ. Domiciliul nostru stabil este în ceruri, acolo unde ar trebui toți să ajungem și vrem să ajungem. Suntem călători. Domiciliul de pe pământ este un domiciliu flotant, nu stabil. Cerul e dorul meu și ne îndreptăm mereu, mereu, până când Dumnezeu ne cheamă la sine în această procesiune. La asta să vă gândiți atunci când veniți la împărtășanie sau când facem procesiune de sărbători în jurul bisericii sau de Joia Sfântă, purtându-L pe Iisus pe străzile satelor și orașelor noastre. Sau atunci când participăm la o mormântare, vedeți, biserica plasează mereu procesiunile acestea, mersul în picioare, cu demnitate, gândindu-ne, sunt călător, nu am domiciliu stabil aici, aici sunt flotant, dar merg mereu spre ținta, spre Canaanul Ceresc, acolo unde Iisus a dus să ne pregătească un loc. Iarăși foarte important este felul cum îngenunchem când intrăm în biserică, mai ales când venim pentru Sfânta Liturghie. Indiferent că ne vede cineva sau nu ne vede cineva, să ne gândim că ne vede Dumnezeu. De aceea intrăm în biserică și facem o îngenunchiere care să fie într-adevăr un act de cult, un semn, o rugăciune, că este și aceasta o rugăciune, îngenunchierea făcută corect și bine. La fel, semnul crucii. Când intrăm în biserică, înmuiem mâna, acum suntem în pandemie și nu mai putem respecta toate lucrurile acestea pentru a evita contaminarea, dar în vremurile bune. De aceea sunt aghiazmatarele în biserică la intrare, cu apă sfințită.
muiem degetul, mâna în apa sfințită și facem cu demnitate semnul crucii, corect, nu fugărit, așa nici nu știi, nici Dumnezeu nu te înțelege ce vrei să faci. Doar dacă ferească Dumnezeu, ești olog, ești schilod, ești anchilozat, nu poți, Dumnezeu știu, sunt excepții în toate cele pe care vi le-am spus până acum, când din cauza sănătății nu putem face aceste lucruri cât mai corect. Dar cei care sunt corecți, și durerea este mare când vezi atâția tineri plini de viață, sportivi, care aruncă un semn acolo, nici nu știi ce vor să facă când intră în biserică. Sunt și din aceea exemplare. Când intră cu demnitate, fac cruce frumos în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. De ce să ne grăbim? Nu venim în biserică să ne grăbim. Venim să ne întâlnim cu Dumnezeu, venim să ne întâlnim cu frații de credință și să realizăm la Sfânta Liturghie că împreună formăm o singură familie, familia copiilor lui Dumnezeu, care trebuie să trăiască în armonie, unitate, dragoste și pace. Asta ne învață Sfânta Liturghie dacă participăm la ea așa cum se cuvine și o celebrăm noi preoții și episcopii cu toată demnitatea și sfințenia. Mai este gestul de oferire pe care îl face preotul la Sfânta Liturghie, în cadrul Sfintei Liturghii. Când la ofertor preotul prezintă, ca de aia se cheamă și ofertor, mai corect denumirea sau nu, denumirea ar fi prezentarea darurilor, că ofertorul propriu-zis este după prefacere, că îi oferim lui Dumnezeu ce? Trupul și sângele Domnului. Acum prezentăm pe altar și este gestul acesta de prezentare pe care îl face preotul când ați văzut ea ostiile neconsacrate, pâinea și apoi vinul și le ridică. Atunci nu ridicăm sus, că nu e acela ofertoriu. Noi numai prezentăm, Doamne, uite asta, le ridicăm puțin, așa scriu normele în liturghier, normele liturgice, ridicăm puțin și prezentăm lui Dumnezeu darurile noastre, care să devină daruri suprafirești, trupul și sângele Domnului. Numai atunci ridicăm sus, vedeți, ridicarea mâinilor. Preotul când ridică ostia consacrată și atunci o ridică sus. La fel, sângele lui Hristos din potir, vinul consacrat, devenit sângele Domnului, ridicăm sus. Deci toate gesturile acestea au o importanță deosebită dacă le înțelegem bine și le executăm frumos și corect cu demnitate, ne ajută și mai mult ca să culegem roadele Sfintei Liturghii. Este apoi focul și tămâia. Tămâia care se pune în foc la liturghiile solemne și se incenziază. V-am vorbit data trecută cum se face incensul, nu mai revin acum. Dar și acesta este un semn de adorație. Fumul care se ridică din cadelniță după ce preotul a pus tămâia acolo, fumul acesta, ce frumos ne îmbie pe noi, așa cum fumul se ridică în sus, la fel, Doamne, să se ridice rugăciunile noastre către Tine, ca să fim ascultați. Chiar și cenușa de la Miercurea Cenușii are importanța ei. Ne aduce aminte cenușa pe care o primim în prima zi a postului mare, că suntem cenușă, suntem pământ, perisabil din punct de vedere al trupului. Sufletul rămâne și trupul va învia, așa cum a înviat trupul lui Iisus la înviere, în ziua de apoi pentru noi. Mai sunt tot practic în biserică și icoanele, statuile, prapurile, le folosim la procesiuni, în special în cadrul înmormântării sau când avem o solemnitate deosebită. Mă opresc acum cât îmi mai permite timpul, pentru că la 8 închei. Din obiectele de cult folosite la celebrările Sfintei Liturghii. Aceste obiecte de cult, și sunt multe,
de multe ori trecem peste ele, niciodată poate nu ne-am gândit de ce așa, de ce se folosește obiectul cu tare sau altul și nu altul. Toate au rolul lor, semnificația lor, simbolismul lor. Aceste obiecte de cult, interesant, se binecuvântează, se sfințesc înainte de folosire, mai ales cele mai importante, și veșmântul preotului și obiectele sacre, o să le amintesc îndată, se cere să fie binecuvântate înainte de a le folosi în cadrul cultului, în cadrul celebrării, în special a Sfânta Liturghie. Sunt rugăciuni speciale în cartea numită Ritualul Binecuvântărilor. Speciale rugăciuni pentru toate aceste lucruri sau obiecte sfinte pe care le folosim. Care sunt aceste obiecte de cult folosite în celebrarea Sfintei Liturghii mai importante, mai semnificative? Prima dată, pâinea și vinul. Nu se poate celebra Sfânta Liturghie fără pâine și fără vin. Dar atât pâinea cât și vinul trebuie să fie de calitate, adică pâinea să fie din grâu curat și vinul să fie natural, din struguri și nealterat. Că dacă pâinea își pierde gustul de pâine, pâinea azimă, cum o folosim noi în ritul latin, sau vinul își pierde gustul de vin și devine oțet, s-a înnăcrit, slujba este invalidă, trebuie să o repetăm. Eu o singură dată am pățit de când sunt preot, 41 de ani acuș, când mi s-a întâmplat, celebrând în altă parohie, la Sfânta Liturghie am pus în loc de vin bere. Bere că avea aceeași culoare, se vede că și aceea era puțin, cred că alterată și nu a făcut spumă, că în general berea face spumă. Și m-am trezit la împărtășanie când să spun sângele lui Hristos să mă păzească pentru viața cea veșnică, trebuia să spun berea în loc de vin. Și a trebuit să repet. Sfânta Liturghie a fost invalidă. Nu mi-am dat seama, n-a fost vina mea. Dar noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință, preoții, să avem grijă ca întotdeauna la Sfânta Liturghie să fie pusă pâine de cea mai bună calitate și vin natural. De preferință, noi folosim vinul de culoare albă pentru a nu păta masa de altar sau acele obiecte pe care le mai folosim noi, pânza numită, o să vă explic îndată, purificator sau corporalul, să nu fie pătate de sânge, de vinul roșu, devenind sângele lui Iisus. Nu înseamnă că n-ar fi valabil, ar fi și mai semnificativ să fie vinul roșu, culoarea sângelui. Dar din motivul pe care vi l-am spus, folosim vin de culoare albă. Deci pâinea și vinul, biserica dă norme precise, n-am timp să le explic acum pe toate, cum trebuie să fie pâinea și cum trebuie să fie vinul pe care le folosim la fiecare Sfântă Liturghie. Apoi, legat de pâine și vin, avem patena pe care se pune pâinea azimă, adică ostiile, care vor fi apoi consacrate, și de asemenea ciboriu, așa se numește vasul acela deosebit în care se pun ostiile și din care se distribuie credincioșilor la momentul Sfintei Împărtășanii. Și potirul în care este pus vinul și care va deveni sângele lui Iisus. Și aici sunt norme precise stabilite de biserică și chiar mai actuale, în care ni se spune cum trebuie să arate aceste vase sfinte. Potirul să fie, acum folosim de mult timp, dar se mai folosesc și alte metale acum decât cele folosite până în prezent, să fie aurite, cel puțin cupa din interior, ca să evităm, să spunem, rugina, pentru că dacă nu e din calitate bună, atunci este și un semn de lipsă de respect față de sângele lui Iisus
și patena față de trupul lui Iisus de la Sfânta Liturghie. De aceea potirul și patena să fie din material prețios, cât mai nobil și frumos și bine, bine întreținute. De asemenea, la Sfânta Liturghie avem corporalul, o pânză pătrată care se așează la momentul ofertorului și pe care se pune și potirul și patena și toate celelalte pe care le folosim noi la Sfânta Liturghie. Această pânză albă să fie curată întotdeauna, dar înainte de pânza albă să vedeți un fețele de altar. Nu celebrăm direct pe masa de altar, că-i marmură sau că-i piatră sau e lemn, oricât de frumoase ar fi ele. Cere noblețea Sfintei Liturghii să punem două, înainte erau cu precizie stabilite câte rânduri de fețe de altar să fie și cum să arate. Acum se cere două sau cel puțin una și curate, întreținute și preotul să aibă grijă întotdeauna să fie date la spălat, să fie curate, pentru că așa se cuvine. Iisus care vine pe altar, din respect și din iubire față de El, aceste lucruri să fie cât mai bine curățate, curate și cu demnitatea pe care o cere acest sacrament așa de sfânt. Sunt apoi păhăruțele în care se aduce apa și vinul. Dacă ar fi să le iau pe toate la rând, mă prinde miezul nopții ca să vi le explic pe fiecare în parte. Dar asta vreau să spun, că toate au importanța lor, rolul lor. Vedeți, până și clopoței sau gongul pe care noi îl folosim și clopoții care îi folosim pentru a atenționa pe credincioși la momentele importante din timpul Sfintei Liturghii. Lângă altarul Domnului se află, cum v-am spus și data trecută, lumânarea pascală, iar pe altar alte lumânări care se pun pe altar și se aprind în timpul Sfintei Liturghii. Lumânarea pascală stă de regulă cât mai aproape de pupitru, de unde se citesc lecturile și de unde se cântă, cum v-am spus, așa numitul preconiu pascal, cu care se deschide noaptea de veghere, noaptea de Paști. Și apoi se păstrează tot timpul pascal aproape de pupitru, aici, în așa numitul prezbiter, pentru că locul acesta unde stăm noi preoții și slujitorii altarului se numește prezbiter. Înainte, acest prezbiter, care vedeți că este mai sus decât restul bisericii, era separat de un grilaj, era mai înalt înainte, după aceea s-a făcut mai mic, numit banca de împărtășanie. S-a păstrat, cum este la Catedrala din București, s-a păstrat băncuța aceea ca și amvonul, fiind obiecte de artă, dar era o delimitare între prezbiter și restul bisericii, locul de unde se adună slujitorii altarului și unde se află masa de altar și restul bisericii unde sunt credincioșii. Această masă, bancă de împărtășanie, cum îi spuneam noi, s-a păstrat în unele locuri ca obiect de artă și o mai folosesc unii pentru a veni la împărtășanie în genunchi. Că așa mergeam, mi-aduc aminte, când eram ministrant, fugeam dintr-o parte în alta, era mare biserica de la Tămășeni și când ajungeam în capăt, preotul mergea în capătul celălalt și făceam în noapte de Paști și de Crăciun, nu știu câte ture de alea dacă le număram, dar așa veneau credincioșii în genunchi la acest grilaj, la această bancă de împărtășanie și primea Sfânta Împărtășanie în genunchi. Acum primim Sfânta Împărtășanie în picioare și acesta, v-am spus, semnul a sta în picioare este și un semn de demnitate. Însă important de tot este cum primim, cu ce sentimente interioare primim Sfânta Împărtășanie, fie în genunchi, fie în picioare. De recomandat, când venim la împărtășanie în picioare, să fie pe două rânduri, nu individual, pentru că
Și lucrul acesta e important. Și nu se respectă peste tot. Ca la școală, când se face rând, câte doi. Pentru a arăta că suntem împreună, nu individual, sunt împreună cu altul, formăm o familie, apoi cu toți cei din biserică. Deci toate lucrurile acestea au importanța și rolul lor și dacă le înțelegem bine, atunci culegem și roadele adevărate ale unei sfinte liturghii. Trebuie să mă opresc aici, pe măsură ce voi intra, începând de săptămâna viitoare, în explicarea sfintei liturghii cu detalii, voi reveni sau voi interveni la momentul potrivit, când voi crede de cuvință, explicându-vă și aceste lucruri cărora poate nu le-am dat importanță de atâtea ori. Ne-am obișnuit așa de mult cum ne obișnuim cu aerul, îl folosim în fiecare zi, dar nu ne dăm seama ce important este aerul ca să putem trăi. Ca să dau doar un exemplu, lumina, nu mai spun toate celelalte. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru învățătura pe care El, prin biserică, ne dă mereu, ca să înțelegem mai bine tainele care se celebrează în biserică și să le fructificăm cât putem mai bine pentru a-i da cultul ce îi se cuvine numai Lui. Pentru că vă reamintesc motoul din stema mea episcopală, Tu solus e sanctus, Tu singur ești Sfânt, Doamne, Tu singur ești Domn. N-am pus întregul citat din crez, ci numai Tu solus Dominus, Tu singur, Doamne, ești Domn, ești Stăpân. Avem nevoie de Tine, avem nevoie de binecuvântarea Ta, vrem să participăm la Sfintele Taine și mai ales la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie cât mai bine posibil, cu cât mai mare demnitate, ca Tu să ne întărești, să ne binecuvântezi, să ne susții cu harul și iubirea Ta în drumul nostru spre Patria Cerească, acolo unde avem domiciliul stabil. Amin. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Celebrarea s-a încheiat, cateheza din seara aceasta. Mergeți și trăiți în pace. Cei din biserică, cei de acasă, rămâneți. Hristos a înviat. Mormânt-a